Salutare, oameni buni! Din păcate, eu vreau să vă zic că eu m-am tot săturat de minciuni, de cât înregistrez, m-am săturat de minciuni, de probleme în Caterinca, dar mai problema decât Caterinca să o între, din păcate, am vești foarte proaste care tot o să-mi facă și griji și tristețe. Și chiar dacă e vorba despre familie sau ceva, trebuie să îmi dovedesc pe YouTube că nu-mi pasă doar YouTube-ul, doar Caterinca, doar de mine pe YouTube, pentru că nu e frumos. Deci, vestea proastă este că, din păcate, bunicul meu s-a stins în viață. Să vă explic eu de unde a început totul, dar mai întâi, înainte să încep filmulețul, aș vrea să vă spun că eu... N-am să mai accept de joia până duminica, până la cafenea sau până săptămâna viitoare sau cealaltă, în 6 săptămâni de pisopdoliu și de alte probleme, sau 6 săptămâni de pomeni sau cum se spune, dar totul a început cu bunicul meu care toată săptămâna trecută a stat în spital sub atenția medicilor. Și am primit o veste foarte tristă ieri de la tatăl meu că acesta nu mai se mișcă și lumânări aprinse de față cu dormitorul. Din păcate, nu mai este tataie părintele meu. Este o veste foarte proastă, dar din păcate nu știu ce o să mai urmeze. Din păcate... De joi până duminică, n-am să mai accept discuții despre practică educație sexuală frumoasă pe trec în curs de baie pe OnlyFans, că îmi zice veșoa mea că dacă știu de o blondă sau brunetă, că ai face din asta pe OnlyFans. De acum înainte am să refuz până duminică sau până în altă săptămână. Dar nu o să mai pot să mai mă ocup de recuirea unui antivirus fals sau nu știu ce o să mai fac eu. Deci... Nu am putut să filmez astăzi, toată ziua n-am putut să filmez. Nu e vina de la idei, nu-i vina fratelui meu. Pentru că nu e vina lui. Dar din păcate am vrut să citesc știri ca să reacționez la ele. Dar din păcate sunt prea agitat ca să înregistrez știrile la care le-am văzut. TikTok-ul provoacă moartea. TikTok-ul cauzează spânzurări, de exemplu. TikTok-ul cauzează spânzurări. Apucați-mă, este un telefon de-al meu care... Pardon, nu ia razna. Din păcate, n-am ce să-i fac. Este o problemă foarte tristă în familie. Mai bine s-ar uita fratele meu la filmulețele mele, dar alții se ocupă numai de Caterinca. Nenorocirea este că TikTok-ul cauzează moarte, nu e violații. Nimeni nu renunță la violații în anii așa de zile. Dar din păcate problemele s-au restrâns. Deci eu în această săptămână am să refuz, categoric am să refuz. Am să refuz, cred că purjarea lui Pixie. Să dau fatal blow-ul lui Kano pe Lucky Jester, pe Molina, pe Kitana. Am să refuz grămadă lucruri. Din păcate, nu o să mai mă ocup eu de vlog. N-am să pun microfon sau n-am să pun muzică. Cu copyright sau fără copyright, doliul meu sau doliul părinților sunt la ei acasă. Dar din păcate, bunicul meu avea 90 de ani. El a fost singurul care a trăit atâția ani, până în 2022. Mamaia mea a murit în 2017. Tata, dacă tot ai spus că doi nu o să fie doar mie, de ce în 2017 nu prea am făcut petreceri? Că nu ne mușca nimeni sau nu murei? Pă, o petrecerea pișnă. Asta ți-aș vrea ca anul ăsta, după ce dau bacul sau înainte de bac, să nu vă ce imposibilul, dar
Vreau ca anul ăsta nu pună pretenții. Că s-a întâmplat în trecut, am trecut aproape fericit. Am avut, recunosc că am avut o vacanță de iarnă în februarie, cucerită cu succes. Dar în 2017 n-am putut să mă duc sau să-mi fac petrecerea piscina la mine acasă, deoarece era prea îndoliat că n-avea nimeni timp de notul meu sau de mine, decât de mol. Adică nu m-am plâns că m-am dus la mol, dar cel puțin mi-a plăcut sau cel mult mi-a plăcut McDonald's-ul. Dar din păcate e cel mai tragic eveniment în care toată lumea ar trebui să știe, deoarece cât timp eu o să fiu trist prin casă, cineva, nevunii mă atacă sau o să țipe la mine să pun armistițiu. Ei bine, nu mai accept. Recunoașteți că... Dar din păcate nu o să pot să realizez că s-a întâmplat o asemenea problemă. Nu pot să cred că s-a întâmplat. Nu pot să cred. Dar anul ăsta mi-a spus mama că nu o să mi se anuleze planurile. Nu o să mi se anuleze nici planul, nici cu petrecerea piscină, nici cu notul, nu o să mi se anuleze nimic. Dar eu sunt încă serios că avea 90 de ani, bunicul meu era un bătrân care plăcea să muncească de la 40 de ani. Zicea că a muncit mulți ani tata. Așa a spus tatăl meu. Că bunicul meu îi plăcea foarte mult viața când era tânăr. Când era tânăr, îi plăcea viața și munca și așa. S-a pensionat. Mai discutam. Dar cea mai mare veste pentru bunicul meu foarte proastă este că îmi pare rău că nu i-am arătat că am o iubită, îmi pare rău că nu m-am angajat undeva să repar telefoane, îmi pare rău că n-am trecut de examenul final bacalaureat, îmi pare rău că nu ți-am arătat pe iubita mea, că nu m-am angajat, că nu ce. Atât lui, cât și soției lui, care este și mama. Din păcate, nu prea multă lume înțelege de vorba bună. Tatăl meu, dacă nu spune de vorba bună, să renunțe la violație pe toată perioada asta când sunt trist, de bătaie de joc, ultima mea dorință este așa, pentru frizerul, este că cei care abuzează o singură dată de aparate să fie condamnați la pușcărie. La penitenciar și la muncă grea în postul comunității. La măturat, la cărat copaci, condamnați. Că ei sunt o rușine. Ei sunt o rușine pentru societatea în care eu colecționez telefoane și aparatură Android. Acum nu mai sunteți abuzatorii nenorociți de România care vă credeați, nu? Mie mi este tare scârbă de ei, efectiv, deci unii, în loc să dea așa, cei care mai abuzează odată de Android, de telefoane de-astea, mie și ecran de capați, pătâți în cap cu ciocănă și zăi că sunt extrem de proști. Deci, nu m-am gândit că, pardon, nu m-am gândit o asemenea tragedie. Din păcate, a venit oaspeți la el. Sora lui, cumnați, unchiul meu și tatăl meu. Au venit mulți pe la el, 5-6 persoane. E prea delicată discuția, dar n-am să mai accept conversații despre club, despre stripări, despre angajată, dar aș vrea cât timp eu lipsesc de la școală să mă sune Nima Utilin sau Aina Grande. Ea, supărată pe gramatică, pe yoga, pe o frumoasă, pe flamingo, ca flamingofobie, cu lui Fumujica, deci
Nu pot să mai iau legătura cu alții, dar din păcate e o tragedie la care ar trebui să citiți descrierea, dar din păcate nu o să existe nimic de colecționat. Din păcate nu știu ce o să urmeze. Mi-a plăcut amintirea din februarie, dar sunt și vremuri grele. Am învățat la religie, nu dumne, nu știu cum, nu de-astea. Toți oamenii sunt muritori, dar alții erau nemuritori pe o altă vreme. Din păcate, la 90 de ani, n-ai șansă să mai supraviețuiești. N-ai șansă. Bă, n-ai șansă să supraviețuiești. Am vorbit cu preoții, am vorbit cu, pardon, toate neamurile, am vorbit cu toți astăzi. Din păcate, n-am cum să le explic, n-am cum să le discut și n-am cum să, așa. Din păcate, umărțul va rămâne. Nu puneți voi o valoare. Dar tatăl meu și frizerul se atrag atenția rusoaicei care se tot postează pe YouTube și Pornhub. Amândouă link-urile legate, deși frizerul mi-a spus ceva de Steli și de rusoaica de Pornhub. Dar nu a spus nimic frizerul despre așa ceva. N-a spus nimic aproape. Ultima dată când fratele meu a fost să se uite la YouTube meu, ar trebui să se uite la mine cum m-am expus că am cuipată țuică de numărate ori după ce am spus că am nevoie de țuică. Și fratele meu trebuie să se uite la Caterinca mea de pe YouTube. Și Caterinca Lumădăin înjură de Nita Morfac și de morți. Chiar cu toții. Ei bine, asta pot să o spună în alt filmuleț în care voi posta luni. Dar fratele meu ar trebui să aibă o precizie care să se uite la fanii momentului mele. Nu că pe Viorel Raganul doar îi pâtă consecințe. Aș vrea ca el să se schimbe. Chiar dacă nu-l cunosc pe omul ăsta, s-a făcut pritul ăsta, ci să jelească bunicul. Din păcate, n-ai ce să le faci. Nici la masă, maică mea, nu spune să te oasă că du-te în și atâta. Mi-e scăpă efectiv că până duminică, cei 7 ani de acasă, fără educație sexuală, fără practică, o să discute despre asta săptămâna viitoare. Sau după capenea duminică, dar e cel mai trist moment. Cel mai trist. Aoleo! Cu toți avem emoții cu bacalaureatul. Cu toți avem emoții, sentimente, dar Pop Life Sparkle, Fluttershy Chen, emoții înainte de bacalaureat. Dar, din păcate, nu există nimeni care să înțeleagă ce se întâmplă. Din păcate, nu o să fie nici alună. Așa? Nu o să existe nici. Așa? Nu o să existe. Nu o să am cuvinte. Va trebui să dau erase. Sunt zeci de mii de comentarii. Aș vrea să discute despre ceva. Dar din păcate, nu știu ce o să fac. Mie îmi fac griji că alții mă forțează să fac efecte, dar eu nu sunt sclavul vostru. Am o problemă gravă în familie cu bunicul că avem amintiri în fiecare an cu el, din astea plăcute, nu spânzurate, mama lor. A fost o distracție între noi doi, de la nepot la bunic. Mă întreba Antona, la liceu mai fost? Ai fost la liceu? Normal că da. Când eu eram în clasa 8-a, la școală te duci? Da, mă duc cu mama. Aveți ședință. Aveți ședință. Vei joata? E acasă. Ai? E acasă. Ce vremuri aveam? Ce vremuri aveam?
Și eram ea la fel. Încearcă să trimită poze cu Rio de Janeiro pentru YouTube, dar din păcate nu mi-am ales încă postările de pe blog, să pozez pe blog despre Rest in Peace, bunicul meu de acasă. Pare foarte rău. N-am, pardon, cum să-i spun. A fost o săptămână în care puteam să fac pe deja piscină acum 8 luni. Un jica pe Flamingo. A fost un bunic al lumea, dar amintirile mele cu el au fost și mai frumoase. Mă întreba, cine te enervează? Zice, la gagici te-ai dus? Nu m-am dus să mă la găsa că Zânăfu se duce cu Gucci ăsta și cu tufănică. Ai? Se duce o fată la gagici. O fată? Cine e aia? Tu ai cu bichea, Zânăfâs. Zânăfâs, ai? A cui e fata asta? A cui vrea? Ai? Ai cui vrea? Păi da. Aveam amintiri cu el, întreba tot felul de așa. Mai mă întreba, bunica ta, ce cu ea? A murit? Eram ea. Ce cu ea? A murit? Nu, n-a murit, povestea mea psihologie. E acasă cu Kiki, cu pisicile ei. E cu pisicile. Da, are două pisici. Vecina mai face, păi nu mai vreau să mai repet că are multe pisici, nu mai vreau să mai repet, deci a fost o discuție cu bunicul foarte, nu chiar delicată, dar a fost așa, o plăcere să vorbesc cu bunicii în timpul liber și înainte de liceu și după liceu. Am zis că mă duc la Călimănești. Am zis că mă duc în tabără. Ai? Te duci la bar? Zicea că mă duc la bar atunci. Ha-ha. Când mama unui copil striga că vrea colacul gonflabil. Să mai cear încă o dată. Terapeutele să mai strige după mine că ele vor cola cu meu gonflabil roz, verde, roșu sau... Ha-ha-ha! M-am dat, a fost amintiri cât timp a fost bunicul în viață. Și vara, și primăvara, și toamna, și iarna. La colindat te duci? Nu mă duc nici la discotecă. Păi da. Au fost niște oameni foarte buni în familie. Chiar dacă i-am avut conflicte. Dar din păcate a fost o situație foarte, foarte clară. Deci, din păcate, decât atât pot să spun. Atât pot să spun. Cam atât de filmulețul. Nu uitați să vă abonați la canal. Dacă mai am ceva discutat. Din păcate, nu o să existe nicio fantezie, nicio dragoste între ei, nici un agățat. Din păcate, problemele cu bunicul, pardon, nu pot fi remediate așa ușor. Nu vor trece nimic la sine. Dar din păcate, asta e viața oamenilor. Mai îmbătrânesc, mai mor. Nu înțeleg pe tata, dar cu situația chimică, cu brutalitatea, nu pe din păcate, n-am să mai zic nimic. Pe Khalifa de YouTube, de site-ul ăla intim, n-am să mai zic nimic. Nici de suplet intime, că, mă rog, atât am discutat despre bunicul meu. Din păcate, asta este viața. Atât a fost cu el. Îmi pare rău că s-a dus, îmi pare rău că s-a ajuns. Eu ar trebui să colecționez Android din altă zi, dar am cumpărat un cablu pentru Samsung Galaxy i9000, dar zice că la Samsung Galaxy S Plus sau Wave, care nu e Android, cablul îi este sucit ground cu conectorul sucit și nu o să meargă semnalul atunci. Pardon, deci. Cam atât e filmulețul. Vedem cum facem cu postările, cu formul pe Kenavirus, cu aia, cu actul ăla care era mea. Numai toate să știi de ce pare rău că fantezia, discuția nu o să mai fie
Lângă noi? Nici tu, păi, dai nu o să fie lângă noi, deci, pardon, atât a pus filmulețul. Să dați like, un subscribe la mine și... ne mai auzim. Dar fără voce și fără minciuni, vă rog. Și dacă îmi vine să plâng, n-o să fac, cred. Și am să pot crucea pe la cap. Hai.